La începuturile timpurilor nu exista nimic, iar după mult timp s-a format pământul, dar fără oameni. De fapt, a durat destul de multă vreme până când viața pe pământ a apărut. Totuși, chiar dacă după o lungă perioadă de timp, viața a evoluat. Asta este un lucru bun, pentru că dacă s-ar fi întâmplat altfel, iar viața pe pământ nu ar fi fost posibilă, nu ar fi fost nimeni care să facă măcar videoclipuri. Câteodată poate că v-ați întrebat, de unde vin oamenii? Nu sunteți singurii care vă puneți această întrebare. Există oameni care au murit la propriu pentru a-și susține teoriile legate de existența noastră. În ziua de astăzi ar trebui să fim mulțumiți că oamenii de știință nu au pornit războaie sau cruciade în lume pentru a-și susține teoriile despre evoluție și existență. Cei mai mulți oameni raționali din prezent sunt de acord că speciile au evoluat de-a lungul unei perioade foarte lungi de timp, dar asta nu explică sub nicio formă de ce noi sau orice altă ființă există pe pământ. Astăzi o să încercăm să rezolvăm enigma existenței viețuitoarelor de pe suprafața planetei noastre. În primul rând, să spunem că această întrebare despre începuturile vieții și evoluția sa pe pământ nu este chiar o știință. În majoritatea cazurilor, oamenii de știință folosesc un registru al fosilelor pentru a putea observa când anumite evenimente de pe planeta noastră au avut loc. Problema acestei metode este că sunt încă foarte multe bucăți de fosile lipsă. Cercetătorii pot vedea anumite evenimente, dar încă există perioade foarte lungi de timp învăluite în mister. Poate că nu s-a întâmplat nimic în acea perioadă care poate să umple piesele lipsă ale teoriilor lor. Experții în domeniu mai pot folosi și ceva numit ceasul molecular. Asta înseamnă că cercetătorii pot privi povestea scrisă în ADN-ul organismelor vii pe care le studiază. Făcând asta, ei pot compara cât de similare sau diferite sunt speciile la nivel molecular. În urma acestor studii, cercetătorii își pot da seama când speciile de viețuitoare diferă una de cealaltă sau dacă au urmat un curs al evoluției diferit. După cum am spus și mai devreme, la începutul timpurilor nu a existat nicio formă de viață. Unii oameni susțin că omul este creația lui Dumnezeu, iar celelalte specii de viețuitoare sunt create din țărâna pământului. Acesta a făcut o treabă extraordinară, cu câteva greșeli pe alocuri sau poate că el, adică Dumnezeu, a creat intenționat totul cu unele greșeli de proiectare. Chiar dacă îți vine să crezi sau nu, o teorie populară pentru o lungă perioadă de timp a fost că Dumnezeu a avut o fabrică de oameni în cer, dar majoritatea persoanelor nu mai cred acest lucru în prezent. Teoria evoluției a înlocuit treptat poveștile biblice despre grădina Edenului. Un studiu recent precizează faptul că 81% din populația Americii crede că oamenii au evoluat de-a lungul timpului. Așadar, haideți să continuăm cu teoria evoluției. Cum vom face asta? Este mai degrabă o poveste lungă, de fapt este cea mai lungă poveste spusă vreodată, așa că o să încercăm să o facem mai scurtă pentru voi. În general, se crede că viața a început să se formeze pe Pământ în urmă cu 3,8 miliarde de ani, dar asta este doar o cifră estimativă, nu este nimic sigur. Acea primă formă de viață s-ar fi putut forma la început în izvoarele hidrotermale alcaline din adâncul mării. Mulți oameni de știință susțin faptul că aceste izvoare au toate elementele necesare pentru producerea așa numitului acidului ribonucleic. Acest lucru este foarte important, așa că vă voi spune definiția din dicționar a termenului. Definiția acidului ribonucleic este următoarea. Un nucleu acid prezent în toate celulele vii. Rolul său principal este să acționeze ca un mesager al instrucțiunilor genetice date de ADN pentru controlarea sintezei proteinelor, cu toate că în cazurile ribovirusurilor, informația genetică este purtată de acidul ribonucleic, nu de ADN. Teoria este că aceste fluide hidrotermale au ieșit prin izvoarele marine și au luat contact cu apa primordială a mării. Pe scurt, această reacție a dus la producerea compusului organic simplu, iar mai multe reacții au dus la formarea aminoacizilor. Haideți să ne imaginăm că în apă avem mai multe bule pline cu aceste molecule simple, iar acestea se pot autoreplica. Acest proces a dus la producerea primelor celule sau protocelule. Apoi, în urma procesului, au rezultat bacteriile și arheele, cele pe care oamenii de știință le consideră rădăcina copacului vieții. Mai există și alte teorii, cum ar fi că viața a venit pe calea unui meteorit de pe planeta Marte. Astea n-ar face oarecum marțieni pe toți. Sau se mai crede că aceste reacții care au dus la formarea vieții au fost provocate sub gheață sau prin formarea unei furtuni electrice. Nimeni nu știe cu siguranță.
Ceea ce cunoaștem noi este că organismele unicelulare au fost în cele din urmă formate. Viața așa nu a fost la fel și în trecut, cum o cunoaștem noi în ziua de astăzi ca un produs finit. Oamenii, țestoasele și stelele de mare au fost nevoite să evolueze din organisme unicelulare. Potrivit fosilelor studiate, cele mai vechi organisme unicelulare au trăit în urmă cu 3,5 miliarde de ani. Și cam asta e tot ce s-a întâmplat pe parcursul unui timp foarte îndelungat. În jur de un miliard de ani, organismele simple au existat pur și simplu fără să evolueze. Apoi, în urmă cu 2,4 miliarde de ani, s-a întâmplat ceva special. Cercetătorii îl numesc marele eveniment de oxigenare, atunci când a început să apară pe Pământ mai mult oxigen datorită mai multor factori. Cu 2,3 miliarde de ani în urmă, Pământul era foarte rece, posibil datorită faptului că nu era multă activitate vulcanică. Temperaturile scăzute ar fi putut fi provocate datorită concentrației mari de oxigen molecular, ceea ce a provocat oxidarea metanului din atmosferă, formând astfel dioxidul de carbon. Asta a dus la formarea unei ipoteze științifice numită Pământul de zăpadă. Planeta noastră nu a stat foarte mult timp în această formă a unui bulgăre gigantic de gheață, iar când aceasta s-a topit, a produs mai mult oxigen. Cu circa 2,15 miliarde de ani în urmă, există evidențele producerii fotosintezei pe Pământ, iar rezultatul a fost producerea de mai mult oxigen în atmosferă. Există dovada unui eveniment foarte mare care s-a petrecut cu aproximativ 2 miliarde de ani în urmă, atunci când două organisme unicelulare s-au unit. În urma fuzionării lor, acestea s-au reprodus și au format ceea ce numim celule eucariote. Acum, lucrurile devin cu adevărat interesante, pentru că unirea lor a dus la formarea plantelor verzi și algelor marine. Dar cu 900 de milioane de ani în urmă s-a întâmplat ceva și mai măreț. Formarea organismelor multicelulare și eventual formarea unor vieți numite placozoa. Aceste organisme cu 3 celule sunt minuscule, de aproximativ 1 mm, dar sunt strămoșii tuturor animalelor de pe Pământ. Trebuie să știți că aceste organisme nu sunt animale complexe. Oamenii, de exemplu, au peste 37 de trilioane de celule, pe când măreața placozoa avea doar 3. A durat ceva timp până când organismele cu 3 celule au devenit comune, dar asta cu foarte multe elemente lipsă. Este foarte păcat că nu avem 900 de milioane de ani la dispoziție să spunem întreaga poveste. Pentru a scurta povestea din nou, Pământul a înghețat într-un bulgăre uriaș de gheață încă o dată, după care s-a dezghețat, iar organismele complexe au evoluat pentru a putea supraviețui în apă. Unele organisme evoluate în acea perioadă sunt chiar rudele meduzelor, pe care toți le cunoaștem din prezent. Apoi, din nou, cu 630 de milioane de ani în urmă, s-a întâmplat ceva incredibil. Au apărut vietățile cu simetrie bilaterală. Poate vă întrebați ce înseamnă asta. Ei bine, acestea sunt ființe care au o parte de jos și de sus a corpului definită prin ceva anume. Până în acel moment, toate vietățile arătau ca niște bucăți de jeleu plutitoare. Primele dintre aceste creaturi noi sunt mai incitante și mult mai plăcute estetic. O să vă pun acum pe ecran numele lor. Seamănă cu un arc cu formă circulară și a fost poreclit micul animal arc, dar noi preferăm să îl numim viermele pretzel. Viața animală este într-adevăr stabilă în acea perioadă, dar suntem departe de creaturi evoluate precum oamenii, care pot decoji o portocală și pot vorbi despre filozofia existențială. Totuși, a început odată cu evoluția viermelui pretzel. De fapt, evoluția lui a însemnat mai mult divizarea sa în două părți diferite. Acestea se numesc protostomia și deuterostemia. Primele vor evolua la rândul lor în artropode, adică animalele care au un exoschelet, cum ar fi insectele și păianjenii. Cele din urmă o să devină vertebrate, precum mamiferele, păsările și peștii. Cu aproximativ 550 de milioane de ani în urmă, marea era plină de aceste animale, multe mai complexe, și știm datorită fosilelor că în aceste ape erau stele de mare, meduze și actinii. Dar în curând, unele creaturi au început să-și dezvolte coloana vertebrală, nu în sensul că au devenit mai curajoase, ci la propriu. Una din primele vertebrate din lume a fost o vietate care semăna cu un mormoloc. Acum 565 de milioane de ani, unele dintre aceste creaturi nu doar au plutit prin apele oceanelor, dar s-au și deplasat pe cont propriu datorită evoluției lor și au mai durat doar câteva milioane de ani pentru a ajunge mai departe datorită transformărilor biologice pe care le-au suferit. Pentru o secundă, încercați să înțelegeți ce s-a întâmplat în ultimii 10 sau 100 de ani de evoluție. Apoi priviți mai departe și încercați să digerați transformările din ultimul milion de ani și înțelegeți cât de puțin timp a trecut pentru oamenii moderni comparativ cu milioanele de ani de evoluție pe care strămoșii noștri foarte îndepărtați le-au petrecut înotând în ocean.
Cu aproximativ 535 de milioane de ani în urmă, ceva major s-a întâmplat din nou, ceva ce oamenii de știință cunosc din studiile fosilelor, unde au observat o explozie de forme de viață. Ei numesc asta explozia cambriană și nimeni nu știe cu certitudine de ce atât de multe animale complexe au apărut în acea perioadă. Asta este o poveste în sine, iar cercetătorii încă dezbat cauza acesteia. Explozia nu s-a întâmplat chiar peste noapte. Universitatea Berkeley din California susține că această explozie s-a întins pe parcursul a 13 milioane de ani. Deci nu a fost o explozie în modul pe care îl cunoaștem noi astăzi, dar la o scală geologică această perioadă de timp este echivalentă cu o singură clipire. În acea perioadă de timp, viețuitoarele care arătau ca micile animale din biomul planetei, din ziua de astăzi, au început să apară. Unele din primele vertebrate semănau cu țiparii din prezent, iar unele dintre cele mai faimoase fosile arătau ca niște păduc gigantici, care în realitate au un corespondent numit trilobita. Va trebui din nou să derulăm evoluția animalelor mai rapid. Acum aproximativ 490 de milioane de ani a avut loc marele eveniment de biodiversificare ordoviciană, un nume foarte greu de pronunțat care înseamnă de fapt o mai mare diversitate în grupurile de animale și plante. Peste doar câteva milioane de ani, plantele au început să colonizeze pământul. În adâncurile oceanelor, peștii s-au împărțit în două grupuri, și anume pești osoși și pești cartilaginoși, cei din urmă evoluând în rechinii din prezent. Apoi, cu aproximativ 417 de milioane de ani în urmă, avem un alt eveniment cu o importanță uriașă pentru evoluționism, apariția peștilor dipnoi. Aceștia au o pereche de plămâni care le permite să respire în afara apei spre deosebire de ceilalți pești. Dacă sursa lor de apă se evapora, aceștia pot supraviețui pe uscat, un avantaj evolutiv extrem de important. Cu 397 de milioane de ani în urmă, au apărut în cele din urmă tetrapodele, primele animale cu picioare. Asta reprezintă un lucru monumental pentru că animalele cu patru picioare o să ajungă să cucerească uscatul. Acestea se vor ramifica în clasele următoare: mamifere, păsări, amfibieni și reptile. Cam prin această perioadă apar animalele care pot respira în atmosfera terestră și animale ale căror aripioare s-au transformat în membre. Cu mai mult de 300 de milioane de ani în urmă, în timpul acelei ere, aceste forme de viață s-au divizat și au început să arate diferit. De exemplu, unele au devenit reptile sau dinozauri, în timp ce altele vor evolua în păsări. Mai avem de asemenea și sinapsidele, care au fost primele mamifere reptile. Cu toate acestea, construirea lucrurilor nu este niciodată ușoară și întotdeauna vor exista momente de colaps. A fost o extinție în masă în urmă cu 250 de milioane de ani. Unele creaturi au supraviețuit, iar dinozaurii vor domina după acest eveniment. În următorii 100 de milioane de ani vor apărea o mulțime de dinozauri, mamifere în curs de evoluție, primele păsări în adevăratul sens al cuvântului. Apoi este o perioadă neclară, cel puțin pentru oamenii de știință, pentru că nimeni nu știe exact ce s-a întâmplat în urmă cu aproximativ 100 de milioane de ani, când mamiferele s-au divizat într-o mulțime de grupuri diferite. Acestea vor deveni primele primate, rozătoare, elefanți, tatu, lilieci, câini, aproape toate vietățile de pe pământ. Avem toată această explozie și încrengături în timp ce dinozaurii hoinăresc pe pământ. Era prezent chiar și cel mai mare dinozaur care a existat vreodată, sauropodul. Cu multe milioane de ani mai târziu acelei perioade, pe sol a început să crească iarba, iar acest lucru este foarte important. După 5 milioane de ani, după ce lucrurile au început să înverzească, a fost o altă extinție în masă numită extinția cretacic-terțiar sau dispariția dinozaurilor. La revedere, dinozauri, odihniți-vă în pace! Ștergeți lacrimile pentru că acum este rândul nostru să luăm locul dinozaurilor. Era mamiferelor face cu mâna. Primatele s-au împărțit în mai multe grupuri, iar unul dintre acestea au evoluat în maimuțe și hominoide, iar în cele din urmă, în oameni. Apoi, în urmă cu aproximativ 55 de milioane de ani în urmă, pământul se încălzește și avem parte de o nouă extinție. Multe viețuitoare mor, dar la fel de multe supraviețuiesc. Registrele fosilelor din următoarele câteva milioane de ani dovedesc existența animalelor asemănătoare cu balenele și delfinii, dar tot din acea perioadă avem și fosila numită Ida. Aceasta poate fi veriga lipsă din lanțul evoluției, maimuța magică denumită științific Darwinius Massila. Este o primată care seamănă oarecum cu Homo sapiens. Peste mai multe milioane de ani de la încălzirea globală din acea eră, vor să apară mai multe primate. Acestea se vor diviza, la fel și familia hominoidelor s-a ramificat de familia cercopitecidelor cu 25 de milioane de ani în urmă.
Timp de milioane de ani, alte primate vor apărea în peisaj, cum ar fi gibonii, urangutanii și gorilele. Apoi, în urmă cu doar 6 milioane de ani, strămoșii oamenilor se vor trage din cimpanzei și bonobo. Homo genus a apărut în urmă cu 2,5 milioane de ani. Aceștia arătau ca oamenii primate, doar că stăteau drepți, fiind ulterior numiți Homo erectus. Apoi au devenit mai inteligenți și s-au numit neandertali, vânători și culegători. Dar nu credem că aceștia aveau dezvoltat simțul de artă sau gândire abstractă. După această specie a urmat apariția Homo sapiens. Am avut un mare salt înainte, cu 50.000 de ani în urmă, când oamenii au început să deseneze pe pereții peșterilor și să poarte bijuterii. Aceștia gândeau către viitor, își făceau planuri, ceea ce a dus la începuturile agriculturii, idei de a trăi într-o societate, limbaj, artă, politică, iar în cele din urmă am ajuns în era noastră, unde ne uităm la acest videoclip pe o platformă digitală și ne întrebăm în primul rând de ce a început totul. De ce moleculele au reacționat și au format celulele? De ce au fuzionat acele celule? De ce s-au format speciile iar după au divizat? Simplul motiv poate fi că pur și simplu s-a întâmplat. Totul a fost o mare coincidență. La început a fost o reacție, ceea ce a dus către altă reacție, iar acesta este motivul existenței noastre. Voi ce spuneți? Sunteți de acord cu toate acestea? Scrieți-ne răspunsurile în comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!